În primul episod începem cariera clubului sportiv Oravița, care are primul 11 și lotul actualizat în FIFA 23 și se va bate la promovare în Liga 4-a Anglia. La începutul sezonului avem parte de un nou transfer care cu siguranță va reda speranța suporterilor oravițeni, în noul sezon al FAL League 2. Îl vedem în momentul vizitei medicale, ajuns la sediul clubului pe noul atacant semnat de noul antrenor, Macovei Ciprian, venit de la Brentford pentru suma de 800.000 de euro, Lie Lucian. Putem spune că există loc de mai multe transferuri în viitor, cât și de creșterea Academiei de Juniori. Iată că avem și prima conferință de presă a lui Macovei Ciprian înaintea meciului cu cei de la Harrogate Town. În continuare, conferința de presă. Cum te simți? Primul tău joc la conducere la Club Sportiv Oravița și începutul unui nou sezon. Au mers pregătirile conform planului? Crezi că echipa este pregătită? Am aflat deja multe despre acest grup de jucători. Există calitate în echipă, asta e sigur. Sincer să fiu, am fost surprins de cât de bună este această echipă. Cred că va fi un sezon interesant. Poate că băieții sunt gata să realizeze ceva cu adevărat special. Cu siguranță credem că putem face eforturi pentru promovare în acest sezon. Vom munci din greu la fiecare meci și la fiecare sesiune de antrenament, asta este sigur. La urma urmei, promovarea este ceea ce căutăm cu toții să realizăm. Va juca Lie? Vom aștepta să vedem cum se dezvoltă băiatul. Nu o să-l arunc direct în acțiune, să avem răbdare și să-i dăm o șansă. Iată echipa Oraviței ajungând la primul meci cu autocarul. Îl vedem pe Ciprian Macovei la prima impresie pe banca celor de la Club Sportiv Oravița. Bună ziua, vă spun de pe stadionul central Oravița, unde Oravița o întâlnește pe Harrogate Town. O zi însorită de duminică, vedem băieții care au ieșit de la vestiare, acompaniați de brigada de arbitri. Urmează să vedem un meci incendiar, primul meci al sezonului în Liga 4-a AFL, League 2 al clubului sportiv Oravița. Vin tren și treci ușor prin pădurea munților și atunci te simți egalul zeilor. Aurora vânățeană e un dar dumnezeiesc, o minune pentru neamul românesc. Vedem primul 11 al oravițenilor, o așezare 4-2-3-1 cu Simenea Nicușor în trebuturi, în apărare Nicolae Stanciu, Robert Ursu, Iulian Hulpan și David Manolache, acompaniați la mijlocul terenului defensiv de către Bogdan Purea și Florian Halas, care este și capitanul echipei. Mijlocașii ofensivi sunt Andrei Petrovici, Cristian Chiriac și Dragoș Preoteasa, iar în atac Nicu Gugu. Pe banca de rezerve Ciprian Macovei mai are variante precum Marcu Petru, Andrei Rățoiu, Ionuț Râcea, Alex Băcilă, Cristian Pircea, Alex Buga și Constantin Covaci. Harrogate Town cu Oxley în poartă, Mattock, McArdle, Burrell și Ramsey în apărare, Colley, Pattison, Vainainen, Falkingham și Thompson, vârf Armstrong. Am văzut coreografia din tribuna oravițenilor. 1950 de bilete vândute la acest match din capacitatea totală de 2650, oaspeții primind 10% din numărul total de bilete. Iată că se aude și fluierul de start al partidei. Chiriac pentru Halas, Halas acum înapoi pentru Chiriac la mijloc, întoarcerea lui Chiriac pentru Purea, Purea pentru Halas, un triumf frumos la mijloc, Chiriac încearcă o lansare în flanc, se pare că cei la Harrogate Town reușesc să intercepteze o degajare a lui Oxley până la Purea, Purea interceptează mingea. Cu o pasă pentru Chiriac, Chiriac la marginea terenului, dribling frumos, întoarcerea lui Chiriac. În contoarcere, pasă pentru Manolache, Manolache în marginea careului, pasă pentru Chiriac, Chiriac, contoarcere, înapoi către Purea, călcâi frumos al lui Manolache, Manolache, înapoi, întoarce pentru Purea, Purea, atac periculos al oravițenilor, înapoi pentru Manolache, 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 întoarce și ce pasă pentru Gugu, gol! Gol Oravița! După doar 6 minute, tabela se deblochează și Oravița conduce cu 1-0 aici pe stadionul central din Oravița. Vedem această pasă decisivă și șutul lui Gugu. Surpriză mare și fericire aici la Oravița. Un început de sezon promițător pentru atacantul celor de la Oravița.
Meciul reîncepe. Pattison acum pentru Falking, frumos pe sus pentru Thompson. Thompson o întragere și un dribling frumos. În bandă aleargă Thompson. Deposedat de Hulpan cu o pasă pentru Gugu pentru Chiriac. Chiriac încearcă o lansare, dar Hemetok este acolo pentru Coley, care încearcă o pasă, noroc cu ursul în deplasare. Petrovic acum pentru Chiriac, o pasă pentru Gugu pentru Petrovic, un flanc cu întoarcere frumoasă lui Petrovic și o pasă, din păcate, greșită. Thompson acum pentru Armstrong la mijlocul terenului cu o pasă la care ajunge Ramsey înapoi pentru Falkingham. Vainainen, o ce pasă pentru Pattison și atacul arată promițător. Acum pentru Colicoli la marginea terenului, înăuntru pentru Pattison și Nicușor Simeria apără. Iată că cei de la Harrogate obțin un corner în minutul 16. Falkingham va executa acest corner. Să vedem dacă sunt periculoși cei de la Harrogate. Centrează acum Falkingham, Petrovic respinge, însă nu departe. Vainainen, ce dribbling frumos al lui Vainainen, o pasă periculoasă pentru McCardell la marginea careului McCardell. Ce călcăi, Armstrong, șut și Simeria, încă o paradă la Nicușor. Ce meci, ce început de meci. Vedem reluarea cu acest călcâi și cu această pasă și parada lui Nicușor Simeria. Până acum putem spune că portarul Oraviței arată că are valoare. Încă un corner care va fi executat de către Thompson. Thompson la prima bară, Armstrong, ce parada lui Simeria! Incredibil, ce ratare! Vedem capul și parada lui Nicușor. Se bucură, la fel și fanii Oraviței, nu vă dați seama. Încă o centrare pe care o va executa Thompson spre mijlocul careului, respinge Hulpan, Barrel până Falkingham se întoarce cu mingea. McCardell în interior pentru Falkingham, atac periculos. Ursul este acolo și Harrogate mai obține un corner. Capitan cea Harrogate, Falkingham l-a executat din nou. Falkingham centrează spre centru, respinge Stanciu. Pasă cu capul pentru Barrel, înapoi pentru Falkingham, interceptează Gugu, însă nu departe până la Barrel, întoarce înapoi pentru McCardell. O pasă lungă pentru Pattison până Falkingham în interiorul careului. Ce călcăi, respinge Stanciu până la Gugu. Poate și Oraviței pe contraatac acum. Gugu, dribbling. Petrovic pentru Halas, arată bine atacul Oravițenilor. Halas întoarce un dribbling. Petrovic în bandă, poate centra, se poate întoarce. O pasă pentru Stanciu, pentru Halas, Gugu, gol, Oravița, dubla! Iată că Oravița este periculoasă pe contraatac, vedem mai devreme statisticile cu doar 22% posesie. Oravița reușește să se dezlănțuie și să ducă scorul la 2-0. În prima repriză vedem reluarea cu șutul lui Gugu de la 13,4 metri. Ce plasare frumoasă! Putem vedea reacția jucătorului și fericirea din tribune. Meciul reîncepe. Vainainen pasă pentru Pattison se întoarce și îl găsește pe Coley se întoarce cu mingea și ce dribbling frumos cu o pasă care arată bine. Thompson la marginea careului, ce călcâi, este gol, Harrogate! Vedem reluarea cu acest călcâi și Falkingham care preia rapid din
apropierea careului mic și îl surprinde pe Nicușor Simeria. Oravița Harrogate 2-1. O repriză cu multe goluri frumoase și surprize, de ce nu? O atmosferă incendiară în tribune făcută de fanii oravițeni. Gugu acum pasă pentru Petrovici în bandă, Petrovici înapoi pentru Gugu, deposedat de McCardle, Pattison pentru Armstrong, Armstrong pasă scurtă până Thompson, Thompson se întoarce și se deposedat de către Purea Manolache. Manolache aleargă în bandă și încearcă o pasă care este interceptată, Colia cu la minge, Petrovici pentru Gugu în centru, Gugu se întoarce și îl găsește pe Chiria, Chiria ca cu un centru, Chiria între doi. Este faultat și fanii răviței încerc penalti, dar se pare că arbitrul nu dictează nimic. Coli, Metoc pe sus pentru Armstrong, Armstrong cu capul, din păcate pentru nimeni. Ursul acum la minge pe sus. Oh, oh. Aruncată la margine Harrogate. Ramsey în bandă pentru Thompson apoi pentru Ramsey. Ramsey se întoarce, îl găsește pe Van Ilenen în centru. Pan respinge până la Metoc. Metoc Hala se întoarce frumos până la Ursul. Ursul încearcă răvițenie să iasă din apărare. Doar 3 minute de prelungire se arată de la margine, acum o răviță în atac cu Proteasa și Ramsey trimite un corner. Îl vedem pe Ciprian Macovei la margine dând explicații. Corner care va fi executat de Proteasa. Proteasa centrează, respinge de la Harrogate. Ramsey până la Petrovici pentru Chiriac, la marginea careului pentru Proteasa, care dă înapoi la Chiriac, pentru Halas, un șut, oh, puțin peste poartă și sfârșitul primei reprize aici, pe stadionul central din Oravița. Vedem fanii oravițeni care par mulțumiți cu rezultatul echipei, vedem omul meciului până momentul de față, omul reprizei, cu o dublă pentru Oravița. Ne întoarcem imediat după publicitate cu repriza a doua. FIFA Real Career, creat din pasiune pentru fotbal. Susține-ne pe YouTube, abonează-te și intră în cel mai dedicat proiect de simulare a carierei în FIFA. FIFA Real Career. Ne întoarcem pe stadionul central Oravița, unde gazdele conduc cu 2-1, Oravița 2, Harrogate 1. O schimbare la pauză, iese Coliș, Chiriac, Petrovici, pasă la Chiriac, Chiriac se întoarce pentru Gugu. Țin de minge orovițenii, sau se pare că nu, interceptează acum Harrogate, Armstrong, Falkingham până Thompson, înapoi la Falkingham, Hala spre ea, Dooley până la Pattison, către Armstrong îl găsește pe Thompson, înapoi la Falkingham în interior și Nicușor, o minge ușoară, degajează Nicușor Simeria, Barrel, Chiriac, Preoteasa, îl găsește pe Gugu. Gugu cu o pasă greșită, Ramsey interceptează, Falkingham acum în bandă pentru Thompson îl găsește pe Armstrong în centru, Armstrong încearcă să paseze, dar interceptează oroițenii, Preoteasa acum, Purea, Manolache, Ulpan în centru pentru Halas pe sus în bandă până la Preoteasa care pleacă pe piept. Purea, ce pasă frumoasă, dar McCardy este acolo, Pattison, Ulpan, Proteasa, cu o pasă pentru Gugu, orovițenii, atac periculos, Chiriac la margine, pentru Halas și un șut blocat de Barrel, Pattison cu capul pentru Vainainen, Stanciu, Chiriac cu o pasă pentru Petrovici, gol, Oravița! P
Petrovic înscrie. Bucurie mare la Oravița. Revedem reluarea cu deposedarea lui Stanciu până la Chiria. Chiria cu o pasă și șutul precis și puternic al lui Petrovic în plasa laterală, care surprinde pe Oxia, total deplasat de situație. Vedem bucuria jucătorilor. Meciul se reia pentru a patra oară aici, Oravița 3, Harrogate 1. Armstrong acum în bandă pentru Pattison. Pattison, un dribbling, se întoarce, interesează Petrovic, care se deposedează către Dulli. Dulli înapoi pentru Pattison. Periculos, Harrogate, pasă cel pentru Dulli. Dulli găsește pe Armstrong și gol! Harrogate! Armstrong reduce din diferență la doar 2 minute după ce Harrogate a primit golul cu numărul 3. Revedem această fază. Se pare că apărarea Oraviței a rămas surprinsă de acțiune. Vedem că s-au mișcat încet și au fost total în afara pozițiilor. Cred că încă se bucurau. Golul 3 i-a surprins. Se pare că și golul 2 a celor de la Harrogate seria meciul Oravița 3, Harrogate 2. Purea. Preoteasa. Ține de minge. Dribbling-uri frumoase făcute de Preoteasa, depozitat de către Beryl. Ramsey. Iese Harrogate din apărare. Pasă pe sus pentru Armstrong și cu capul pentru nimeni. Manolache pe sus, cu o pasă la care poate ajunge Petrovic. Frumos. O pasă înapoi, Dulli, Matoc. Iese Harrogate din nou din apărare. Dulli. Harrogate pe contraatac. Ursul deposedează Preoteasa. Chiriac în centru, cu o pasă frumoasă. Mai Nainan. Dulli. Pasă pentru Armstrong în centru, un doi frumos, Dulli. Vainainen. Cardle. Arată posesie Harrogate în ultimele 10 minute. Pattison pe sus pentru Armstrong, respinge Hulpan. Chiria cu capul, Pattison, purea, le posedează. Vedem acuratețea de 84% și 85% pentru Hedrow, 84% Oravița. Atacul Oravițenilor Preoteasa la marginea careului acum, cu o pasă pentru Chiriac pe sus și ce gol! Ce frumusețe de șut! Meritat acest gol, frumos, senzațional. Vedem bucuria fanilor oravițeni, a explodat tribuna. Efectiv, vedem această pasă lui Preoteasa pentru Chiriac și Chiriac de la 17 metri direct în vinclu. Ce gol! Chiriac în extaz. Patru la doi aici la Oravița, Mucardo. Până la Dulli. Metoc. Fuckingham, Burrell. Gugu, contrare puternică de la spate. S-ar putea să fie cartonar galben, avantaj lăsat de către arbitru. Dulli întoarce pentru Vainainen, în care intră Vainainen, deposedat de către Ursul. Gugu cu capul, Dulli. Fuckingham. Țin de minge și de la Harrogate. Ramsey. Fuckingham, îl găsește pe Pattison, Pattison cu un surt, ce simeria apără. Cadru cu la minge repede, Oravițenii, Chiriac cu o pasă pentru Gugu în atac acum, un călcâi frumos, până Chiriac, Preoteasa găsește pe Chiriac. Oh, ce fază fac Oravițenii, 2 minute de prelungire sunt arătate de la margine și vedem o schimbare la Oravița. Iese Manolache cu numărul 5 și intră Pircea cu numărul 16. O lovitură de la colț pe care o execută Oravițenii, scurt, Chiriac la marginea careului,
cu o pasă pentru Petrovici. Petrovici cu un șut care nu arată rău, însă a fost destul de departe. Ultimele 20 de secunde ale meciului, probabil degajarea lui Oxley și sfârșitul, victoria bine meritată a oroviților, care au arătat că pot juca și că pot avea și pot face show în campionatul în care se află. Sfârșit de meci aici la Oravița. Meci cu multe goluri, surprize, fani mulțumiți. Oravița învinge Harrogate într-un meci cu 6 goluri. Un început uimitor pentru CS Oravița. Primul episod a ajuns la final și urmează noi surprize și meciuri care pot schimba soarta echipei. Abonează-te la canal, susține-le cu un like. Meciurile carierei sunt simulate AI vs AI la nivel ultra. În viitor voi implementa și fețele jucătorilor, cât și alte multe îmbunătățiri. Mulțumesc!